Numele Leviților. O să citim un verset din Sfânta Scriptură, ne ridicăm și pentru împrospătare și din respect pentru cuvânt. Și dacă colegii de la tehnică, pentru că deja așa trebuie să vorbesc, colegii de la tehnică, Filipeni, capitolul 4, versetul 8, aș vrea să-l proiectăm și să-l rostim împreună cu toată adunarea. Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Da? E în Noul Testament. Da? Îl rostim cu toată adunarea rar, respectăm punctuația. Să începem. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta în această dupămasă și îți mulțumim că Tu ți-ai noit bunătatea față de noi și în această zi. Îți mulțumesc că de dimineață și până acum ai fost de partea noastră. Suntem acum înaintea cuvântului Tău și dorim ca acest cuvânt să fie binecuvântat în inimile noastre. De aceea te rog ca Tu să binecuvintezi și pe robul de care te vei folosi în această dupămasă în vestirea cuvântului, iar nouă dă-ne inimi gata să-L asculte și mai mult decât atât, plecând de aici, să-L și împlinim în viața noastră de fiecare zi. Fii binecuvântat și onorat și îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locul. Și eu vă spun bun venit la toți cei care ați pus deoparte acest timp pentru studiu. Sunt trei seri de studii din Sfânta Scriptură despre vremurile în care trăim, care este perspectiva biblică asupra problemelor contemporane. Seara aceasta, subiectul va fi despre tehnologie. Am intitulat studiul acesta printr-o întrebare: pe ce lume trăiești? Și ne vom ocupa de impactul pe care îl are tehnologia asupra sufletului, asupra educației, asupra comunității. Invazia aceasta tehnologică a golit sufletele multor credincioși. Cum răspundem acestei noi provocări? Am început cu acest verset al Apostolului Pavel din Epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 8, pentru ca să fie un ghid pentru toți cei care ascultă, pentru toți cei care vor să se schimbe. Noi sperăm de fiecare dată când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu ca cei care ascultă să fie gata să învețe, așa cum ni s-a amintit. Un creștin este totdeauna învățabil. Bisericile care cresc sunt bisericile învățabile. Bisericile care nu învață se plafonează și urmează separări, certuri și alte probleme. Dar dacă ești deschis pentru învățătură, la lucrarea Duhului lui Dumnezeu care ne descoperă adevărul, vei crește, te vei maturiza. Seara aceasta încercăm să înaintăm în maturitatea vieții creștine, dar este un subiect extrem de important, dificil în același timp. Sper să te duci acasă măcar cu o decizie luată, cu o hotărâre să schimbi ceva în viața ta. Domnul Iisus Hristos spunea celor din vremea Lui
că trebuie să deosebească vremurile. Recunosc că acum poate 3 ani de zile acest subiect legat de tehnologie mi-a fost o necunoscută. În școli nu se predă, nu se vorbește aproape nimic despre impactul acesta al tehnologiei. Părinții nu sunt pregătiți să facă față ritmului foarte intens al dezvoltării tehnologice. Biserica la fel, nici ea nu cred că a fost pregătită să răspundă la toate provocările actuale. Tot mai multe familii se destramă, mai ales familiile tinere. Auzim de prea multe divorțuri, separări, certuri. Un motiv este și acest idol al tehnologismului. Mâine seara aș dori să dezvolt problema aceasta pe linia familiei mai mult și am să vorbesc despre relativismul etic și moral. Cum gândirea aceasta nouă a pătruns în casele noastre, în inimile noastre. Nu mai credem în valorile care altădată credeam că sunt de nezdruncinat, absolute. Astăzi suntem mult prea flexibili, toleranți, deschiși la schimbare, dar pierdem foarte mult din ceea ce am primit de la înaintașii noștri. Tehnologia face parte din acest proces de a centraliza viața pe om. De la început vreau să afirm răspicat, nu suntem împotriva tehnicii. Creștinii sunt pentru cercetare, pentru cunoaștere, pentru creativitate și aș putea să vorbesc ore întregi despre cât de măreț e Creatorul nostru și modul în care El a pus în noi din chipul Său, care înseamnă și creativitatea, și cunoașterea. Ele sunt parte a existenței noastre, a identității noastre ca oameni, ființe create de Dumnezeu. Deci nu suntem împotriva tehnicii, chiar ne bucurăm de tehnică. Separat, zic, aș putea ține un studiu despre beneficiile tehnicii, cum să ne bucurăm de tehnică, dar aproape că nu mai trebuie un astfel de studiu, că știm ce să facem cu tehnica. Știm foarte bine. Uitați, amplificare datorită tehnicii. Da? Eu am aici un iPad. Am și Biblia, ca să compensăm. Sper că aveți toți telefoane mobile, cel puțin unul. Da? Uitați, avem computere, care videoproiectoare, care ne ajută să fie mai plăcut, poate mai ușoară comunicarea. Vrei să vorbești cu cineva în America, da? Sau uite chiar acum, poate, pe viu, live, cum se spune, ne pot urmări mulți din lumea aceasta să se hrănească spiritual. Vedeți câte beneficii are tehnica. De la mic la mare folosim această tehnică. Deci nu suntem împotriva tehnologiei, dar suntem împotriva dependenței de tehnologie. Și când depinzi de tehnologie și sacrifici prea multe din relațiile tale și mai ales relația cu Dumnezeu, tehnologia se poate transforma într-un idol. Am să vorbesc mai târziu despre aceasta. Un alt verset din Scriptură care cred că ne poate ghida și mai târziu o să-l reluăm, este 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Poate și versetul 22 se leagă, dar versetul 21 din 1 Tesaloniceni 5 spune așa, Apostolul Pavel: cercetați toate lucrurile,
și păstrați ce este bun. Și următorul verset, feriți-vă de orice se pare rău. Întorcându-ne la versetul 21, cercetați, studiați, bucurați-vă de toate lucrurile, așa cum aseară am văzut și împăratul Solomon, prin Duhul, nu? Cartea Eclesiastul, ne spune să ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeul nostru ne dă lucruri bune. Dar problema este că noi nu știm totdeauna să luăm partea bună. Uneori lucrurile bune le transformăm în rele. Deci, tehnologia, tehnica, lucrurile acestea care aparțin tehnicii, pot să ne înrobească, putem depinde de ele. Cum să facem să nu depindem de ele? Mesajul meu are două scopuri. Întâi, să ne conștientizeze de existența acestei lumi virtuale, unei noi lumi create de tehnică. În al doilea rând, scopul este să găsim soluții ca să întâmpinăm posibila dependență de tehnologie. Ce să facem? Cum să ne pregătim ca tehnologia să nu devină un idol? Pentru aceasta vom apela la câteva principii biblice, dar vedeți, Biblia nu dezvoltă nicăieri problema aceasta a tehnologiei. În vremea respectivă nu era cazul. Însă, cred că putem apela la principii, chiar dacă nu avem detalii. De aceea, am să împart acest studiu în două părți. În prima parte am să explic ce este tehnologia, ce este această lume virtuală, și în partea a doua, care sunt soluțiile pentru a preîntâmpina idolul tehnologismului. Deci, prima parte, ce este această lume virtuală? Cuvântul virtual înseamnă ireal, care îți prezintă ceva ce nu este cu adevărat, nu este real, este doar aparent, e virtual. Până nu de mult, vedeți, noi știam că există doar două lumi, nu? Posibile, despre care știm câte ceva, și anume lumea reală, lumea aceasta în care noi trăim. Lumea aceasta bazată pe cele cinci simțuri, bazată pe legile naturale, pe care le cunoaștem cât de cât, foarte puține de altfel, să știți că știința asta aduce în evidență, scoate în evidență niște legi care existau deja acolo. Da, Dumnezeu le-a pus. Dar lumea aceasta este lumea reală. Da, uite, cel de lângă tine este real. Îl poți atinge, îl poți mirosi, da, poți vorbi cu el, e real. Și celelalte sunt reale. Vă spun aceasta pentru că deja există biserici care folosesc noile tehnologii și îți proiectează pe un ecran o slujbă, o întâlnire din altă parte a lumii, dar așa de performantă, zic, a ajuns industria aceasta sau tehnologia aceasta a vizualului, încât ți se pare că ce vezi e real, dar de fapt e un cor din cealaltă parte a lumii sau un predicator din altă parte a lumii. Se va ajunge chiar la a folosi hologramele, adică în tridimensional, să te uiți la cineva, de exemplu la mine, să vă uitați, dar eu să nu fiu prezent cu voi aici. Așa se estimează, deja s-a experimentat. Eu să fiu în altă parte, dar prin tehnică să dai impresia că ești prezent în real aici, în lumea aceasta.
Această tranziție, să zicem, se face destul de repede. Aproape că nu-ți dai seama. Se estimează că în anul 2050, dacă unii veți prinde acest an, va exista această comunicare holografică. Am întâlnit un pastor de curând care a fost pus într-o situație destul de dificilă. Comitetul bisericii a dorit să investească câteva milioane de dolari în această nouă tehnică, pentru că aveau câteva biserici filiale, cum le numim noi, în diverse părți ale statului respectiv în America. Credincioșii de acolo au zis, noi vrem să-l ascultăm pe pastorul principal când predică. Și și-au cumpărat toată tehnologia necesară. La ora 11, când începea să predice pastorul în Atlanta, bisericile din jur se uitau la el cum predică, dar era virtual, nu era real. Am făcut odată un test, chiar cu credincioșii români, în bisericile noastre, și am întrebat, ce credeți? E un lucru bun sau e un lucru rău? Aproape toți au spus că e un lucru bun. E mai eficient, e mai bine, vedeți? Ne mutăm și cu gândirea înspre această lume nouă, da? Lume tehnologizată, aproape fără frontiere. Sau există o lume cu frontiere maleabile, da? Interactive. Un sociolog pe nume Marshall McLuhan, canadian, a scris cu vreo 50 de ani în urmă mai multe cărți, printre care una despre satul global. El își închipuia încă atunci că dacă tehnologia se dezvoltă în ritmul respectiv și suntem în anii 1960, rețineți, credea că vom ajunge în lumea aceasta să funcționăm ca într-un sat. Știți mulți cum funcționează un sat, nu? Că majoritatea ne-am născut acolo. Acolo ne cunoșteam unii pe alții. Principala noastră grijă era ce zice vecinul. Că se știa cam tot. Fiecare ce cumpăra, ce vindea, cine intra, cine ieșea. Da, se te ducea unul la altul. Aproape nu erau secrete. Așa își închipuia acest gânditor lumea, nu satul tău. Lumea întreagă. Așa de mult se va dezvolta comunicarea, vom fi ca într-un sat global, vom ști ce vrem să știm despre celălalt. Și acum, dacă te duci pe internet și pui numele meu, găsești foarte multe, și rele și bune, și exagerări, cele mai multe sunt dezinformații, nu informații. Google a făcut acest studiu și a ajuns la concluzia că peste 90% din informațiile pe care acest site nu le deține sunt ireale sau sunt informații false, sunt poate opinii, dar nu sunt realități. Oricum, iată că am ajuns aproape de acest sat global. Ce să vă spun? Că unii din zona religioasă s-au grăbit să spună că, de fapt, lumea va fi toată noul Ierusalim. Adică un loc, o cetate, o planetă, fără durere, fără restricții, fără moarte, pentru că noile tehnologii caută să înlocuiască toate organele vitale ale omului cu unele artificiale. Ai nevoie de un rinic artificial, ți se poate înlocui. Se merge și la inimă. Cel mai greu este să înlocuiești creierul. Dar deja se avansează foarte mult și în domeniul acesta. În acest sat global sau nou Ierusalim lucrează foarte mult imaginația. Ți se va sugera chiar că va exista la un moment dat o separare între spirit și trup.
vei putea trăi o viață spirituală fără să fie legată de trup. Trupul poate să trăiască, spun unii, veșnic, dacă îi înlocuiești ce trebuie, va fi sigur un trup artificial, nu un trup de carne. Dar acestea sunt visurile unora. Aceștia se numește tehnoutopici. Utopia este când îți imaginezi ceva perfect. Tehnoutopia înseamnă să te gândești că va exista această perfecțiune a existenței. Dar am uitat să vă spun totuși ceva, că se imaginează că omul va dispărea. Va fi o perioadă în care roboții vor fi mai inteligenți decât oamenii. Roboții pe care noi îi creăm astăzi. Există un fel de inteligență artificială care se va crea singură. Și aceasta va începe să surclaseze, să domine inteligența omului. Și încet, încet, roboții vor elimina oamenii. Asta ziceți că numai în filme se poate. La începutul secolului 20, prin 1920, au fost niște romancieri, niște scriitori de romane științifico-fantastice care au scris atunci și toți au râs de ei că va veni vremea în care ne vom putea vedea la distanță unii pe alții, la kilometri distanță. Și acum ce facem? Ne luăm telefonul, computerul, vorbim cu ai noștri la mii de kilometri distanță. Atunci au râs. N-au trecut 100 de ani. Și această previziune s-a împlinit. E dacă cei de astăzi spun că acolo vom ajunge, eu nu zic așa va fi, nu vom mai trăi până atunci. Știți, uneori mă bucur chiar că îți mai în vârstă, așa. Că nu s-o prind vremurile acestea cu mișcări foarte, foarte rapide și greu de controlat. Aș fi curios pentru anumite lucruri să le văd, dar nu cred că m-ar zidi. Oricum, aceasta este lumea în care existăm. Lumea n-a fost nici când mai mică decât astăzi. Este o lume dominată, zic, de tehnologie. Acum, m-am uitat peste niște statistici. Nu sunt mare amator de statistici, dar unele ne ajută pentru că dăm credit și sociologilor, celor care se ocupă, statisticienilor care se ocupă cu așa ceva. Și iată ce spun unii dintre ei. 73% dintre cei care folosesc internetul astăzi au și bloguri, au și comunică cu alții. Peste 70% intrăm în rețelele de socializare, cum se numesc. 82% dintre noi au vizionat videoclipuri. Ne place să ne uităm, chiar dacă ne uităm la o predică sau la o cântare sau la un botez sau știu eu ce evenimente s-a arătat acolo. Acestea sunt cifre foarte sus, adică procentul e foarte înalt. Dar aș vrea să mai citesc o statistică care s-a făcut acum câțiva ani. În România, da? 22% dintre copiii români care au intrat online, deci pe internet, și au adresă pe internet, au dezvăluit datele personale ale lor și ale părinților, numărul de telefon, adresa de acasă, la străini. 19% dintre copiii românilor declară că au fost expuși la imagini sexuale online. 32% dintre copiii între vârsta de 11 și 16 ani
raportează anumite experiențe neplăcute pe internet, cu străini sau cu cei apropiați. Experiențe de care părinții nu știu nimic. Pentru că copiii noștri intră pe internet, nu totdeauna, aproape niciodată în prezența părinților. Cei de vârstă între 9 și 16 ani, da, deci asta ce înseamnă? Clasa, știu, a doua, a treia, până în liceu, utilizează internetul pentru teme. 84% dintre ei se folosesc de internet pentru a-și face tema de acasă. 74% dintre ei folosesc internetul pentru jocuri, 83% să vizioneze clipuri video și pentru chat, pentru conversații, 61%. Cifrele sunt foarte mari. Să ai 84% dintre copiii care se uită la video folosesc internetul pentru temele de acasă. 92% dintre acești copii intră pe internet cel puțin o dată pe săptămână, 57% dintre ei în fiecare zi. Și legat de părinții acestor copii, de părinții care nu știu că pruncul lor a intrat în lumea virtuală și a văzut scene sexuale cu conținut sexual, aproape jumătate dintre ei, 43%, nu știu nimic de acest lucru. De curând am fost în România, am ținut un studiu similar și a venit la terminare să stea de vorbă cu mine un tată tânăr, lucrător într-o biserică, și mi-a spus, uitați ce am pățit. Am venit odată acasă mai repede. Am un băiețel de 12 ani. El a venit între timp primul de la școală, am ajuns mai repede. Când ajung, computerul casei deschis. Era în stand-by, când mișcă mouse-ul, ar trebui să vă explic fiecare, dar când se vede pe ecran, apar poze cu femei goale. Băiețelul, 12 ani, crescut în biserică, cu frică de Dumnezeu, a înlemnit, tatăl a înlemnit când a văzut asta. N-a zis nimic, atunci s-a dus la băiețel și l-a întrebat, ai venit mai repede? Da, și? Păi, am venit cu un coleg, cu un coleg de clasă. Da, zice, cu un coleg de clasă. Unul mai prăbădit așa, care zice, hai să-ți arăt ceva fain. Și zice, el a intrat în lumea asta virtuală, în lumea sexuală, la 12 ani. Și acest tată a venit la mine și a avut următoarea întrebare, spuneți-mi ce să fac cu el, ce atitudine să am față de băiatul meu. Voi ce i-ați fi spus? Ia gândește-te, e copilul tău, e nepotul tău și găsește acea în casa ta. Cam asta e lumea în care trăim și am să vă spun mai multe mai încolo. Este o lume nouă, mai mult, este o lume cu terminologie nouă, cu cuvinte noi. Ați sesizat deja că am folosit câțiva termeni care de obicei la amvonul bisericilor nu se folosește, în Biblie nu îl găsești. Cibernetică, spațiul cibernetic, dimensiunea asta nouă creată de tehnologie. Deci, tehnologia aceasta, vedeți, folosește niște legi ale naturii ca să creeze un spațiu virtual, o lume nouă. Dar este doar potențială.
Adică există doar ca posibilitate. Ea nu se produce niciodată în fapt. Doar vezi imagini, ți se pare că participi, dar de fapt vezi imagini, auzi ceva. Nu este lumea reală, e doar aparentă. Însă atât de mult plonjăm, ne aruncăm în lumea aceasta, încât ajungem la un moment dat că nu știm pe ce lume trăim. După câteva minute de navigat pe internet, te-ai desprins de lumea reală și foarte greu revii înapoi din cea virtuală în cea reală. Este o lume care ne-a cucerit foarte ușor. O lume cu un limbaj nou. Toți știm despre e-mail-uri, chat-uri, bloguri, Wikipedia, YouTube. De la mic la mare. Care nu știe acești termeni? Dar nu de mult nu existau. Nu știam de existența acestui limbaj. Dar aș vrea să vă învăț astăzi câteva cuvinte noi. Nu vreau să vă fac mai mult rău, ci doar să vreau să vă prezint cam cum evoluează puțin lumea aceasta. Copiii care se nasc în această perioadă au și un nume deja. În limba engleză ei se numesc digital native, adică nativ digitali, născuți digitali, născuți în lumea 0110. O generație de copii care deja primit numele de Z, care își rezolvă foarte multe din problemele vieții cu ajutorul computerelor. O generație cu o extraordinară rapiditate a procesării informațiilor. Cum spunea cineva, copiii de astăzi muncesc distrându-se. Muncesc, dar se distrează. Știți că în România deja s-a pus problema economică, că noi suntem mari economi, noi nu risipim nimic. Să se înlocuiască toate manualele școlare, cele tipărite, cu tablete. Nu? Ce ziceți, băieți? Ați vrea o tabletă la școală? Mergi cu ea sub braț. Ce să duci ghiozdanul plin cu cărți, cu meringhe? Asta voi nu știți ce este. Sandwich. Totul acolo. Fast food, totul e fast. Repede. Mâncarea, informația, nu? Spre asta se merge. Și știți că are succes ideea. În Polonia, mi se pare, a început să se implementeze. Nu știu dacă aici. De ce să duci manualul? Copilul, știți că nu mai este obligat deja în mai multe state din America, aproape toate, copiii care merg la școală nu sunt obligați să facă caligrafie, să învețe să scrie. Dar sunt obligați să tasteze, să învețe la computer. Spre asta ne ducem. Există și încă un termen care mi-a plăcut când l-am citit, imigranți digitali. Ăștia, de fapt, sunt cei care migrează de la o biserică la alta digitală. Știți că există biserici virtuale, acum nu vreau să vă dau idei. Nu suntem de acord cu aceasta, dar au venit unii cu ideea aceasta. Biserică virtuală. Te înscrii membru, sigur, trebuie să plătești o cotizație, îți vor cere numărul de card. Că așa se face la biserică. Nu? Dărnicia. Nimeni nu uită de asta. Nici în real, nici în virtual.
Și poți să fii membru a unei biserici virtuale. Când vrei, mergi la biserică. Adică îți deschizi computerul, intri, poți să stai acasă, să asculți predica, să cânți de unul singur cu corul. Știu. Recunosc că n-am intrat în această lume, oricum am alergie de ideile acestea, veți vedea de ce. Dar iată că există și asta, digital immigrants, imigranți digitali. Există încă un termen foarte des folosit pentru cei mai pretențioși, și anume transumanismul. Transumaniștii sunt cei, e o mișcare intelectuală, internațională, care încurajează folosirea tehnologiei pentru a îmbunătăți viața. Să nu mai existe suferință, să nu fie boală, îmbătrânire, prostie. Acum, asta va fi mai greu de rezolvat digital. Dar pe asta se tinde. E un fel de devotament față de progres. Transumanismul. Veți auzi tot mai des acest cuvânt. Iată, deci o terminologie nouă. Cu această lume vine și o gândire nouă. Totul se gândește altfel, vedeți, în societatea de astăzi. Concepția transumanistă de care vorbeam e foarte optimistă. Sunt mulți care sacrifică valorile vechi, valorile umane, de dragul tehnologiei. Chiar se spune că inteligența artificială a dominat ultimii ani, dar următorii ani vor fi dominați de viață artificială, nu doar de inteligență artificială. S-a găsit nume, se gândește deja cum să se numească viitorul om. Nu se va mai numi chiar om, homo sapiens, ci robo sapiens, cyber sapiens. Adică un fel de hibrid, de amestec, om-mașină. Așa vor arăta hibrizii aceștia, că nu vor fi oameni ca și noi. O parte din corpul lor va fi artificial. Mașini care vor lua decizii, nu neapărat omul în sine. Acum, față de când vorbesc despre această lume, s-a născut o nouă atitudine. Unii încurajează, alții descurajează așa ceva. Același sociolog de care pomeneam, canadian, McLachlan, spunea că atunci când te uiți la un ecran, că e vorba de televizor sau că e vorba de internet, computer, sau acum telefoanele mobile, tu crezi, spunea el, că te uiți la ecran, dar de fapt ecranul se uită la tine. Pentru că cei care sunt în spatele ecranului știu ce să-ți dea. Ți se pare că tu ești în control, dar nu e așa. În spatele unui ecran, la televizor, de pildă, există zeci, sute de oameni care creează emisiuni, din asta trăiesc. Ei au psihologi printre ei, nu? Sociologi, gânditori, producători, e adevărat, oameni de afaceri, dar toți aceștia formează o echipă ca să te țină în fața ecranului, să-ți dea ce vor ei. Și de aceea publicitatea este așa de eficientă astăzi. În câteva secunde îți poate vinde un produs, nu numai ție, la milioane de oameni. Uite așa, în câteva clipe. Au calculat exact cât să fie un spot publicitar.
pentru ce categorie de oameni este, ce culori să aleagă, ce voce să fie în spatele acelei publicități ca să te cucerească. Și stai indiferent, de exemplu, la o emisiune oarecare, apare un spot publicitar, vezi ceva, câteva secunde, zici, trece. Dar când ieși de acolo, de la ecran, știi ce ți s-a imprimat în cap? Spotul acela. Vrei produsul acela și tu. Și dacă ar fi să alegi între acel produs și altele, îl vei alege pe cel care a fost mai popular, pe care l-ai văzut și te-a impresionat în câteva secunde. Ecranul se uită la tine, nu tu te uiți la ecran. Soția mea este medic pediatru, o cheamă Tatiana, și a făcut câteva studii legate de copii. Și studiile toate arată că, știți, creierul nostru are două emisfere, două părți. Partea stângă se ocupă cu logica, cu rațiunea, cu gândirea. Partea dreaptă a creierului nostru se ocupă cu emoțiile, cu informațiile, cu imaginile. În două minute un copil, când se uită la televizor sau pe internet, în două minute, partea stângă a creierului, cea rațională, nu mai funcționează, transmite toată energia sau dă credit, dă prioritate extremei drepte, cea care se ocupă cu imaginea, emoția. În două minute nu mai gândești când te uiți la ceva. Imaginile te atrag, ele intră pe partea asta dreaptă, dar nu le mai judeci, nu le mai filtrezi. Intră și te influențează. De aceea, când lași un copil de 2 ani, de 5 ani la televizor ca să ai liniște, și pui desene, desene să fie, faine. Și la cei mari le place să se mai uite. Dar trebuie să știi că în două minute copilul ăla e fascinat de imagine, dar nu mai gândește. Și studiile arată nu doar asta, ci arată că în timp creierul acestui copil nu se mai dezvoltă normal. Atenție, bunici! Eu sunt bunic. Vrei să faci poftele copilului, să fie lini, să fie bine, în două minute creierul copilului nu mai funcționează normal, doar primește informații, imagini, nu gândește nimic. Și dacă zi de zi faci asta, creierul copilului tău nu se dezvoltă și atunci va avea probleme la vorbire, la gestică. Nu vedeți că tot mai mulți copii nu știu să vorbească? N-au limbaj? Mai mult dau din mâini. Dacă vrei să știi ce spune, te uiți la mâinile lui. Și asta, și nu pentru că nu sunt inteligenți sau nu, pentru că ceea ce au primit ani de zile a fost imagine. Doar pe emisfera parte dreaptă. Și vor avea probleme mai târziu, tot mai mari. De aceea se pune problema, n-avem ce face cu ei, nu mai știu să calculeze la matematică, nu le mai merge creierul în mod normal, așa cum a fost până acum. Fără computer, fără calculator, ei nu știu să rezolve, nu știu să aprofundeze. Puțin dintre ei se detașează. De obicei, părinții care nu au un program strict cu ei, și nu le permit să stea mai mult de o jumătate de oră sau o oră maximă pe zi la televizor sau la computer, acești părinți fac cel mai bun lucru. Pentru că permit creierului copilului să se dezvolte normal. Efectele, beneficiile vor fi mai târziu în școală. Și aceștia veți vedea că vor ajunge mai departe, să ducă toate mai departe. Ceilalți vor fi executanți doar. Vor face ce au gândit cei care s-au dezvoltat normal. Sigur, nu vreau să vă să fiu prea negativist aici, dar sunt realități, nu ne ferim de ele. Ce efecte au toate aceste
invenții noi în tehnologie. Doar pe scurt câteva domenii. În primul rând, primul efect negativ îl văd în domeniul etic, în comportament. Această nouă generație tehnologizată, digitală, reinterpretează valorile morale. Sunt foarte ușor ispitiți, cad la plăcerile imediate. Generația aceasta caută foarte mult satisfacția de moment prin imagini, mai ales imagini mișcătoare. Peste 80% dintre tinerii de astăzi recunosc că au accesat site-uri pornografice, cei mai mulți băieți. Și acest procent crește. Aproape că nu îl mai poți controla. Părinții nu știu ce să facă. Uitați acum cu accesul liber la telefoanele mobile, cu internet. Oricând poți să intri în această lume. Și face ravagii. Mulți părinți mărturisesc că pruncii lor când vin de la școală îi informează ce au învățat în zona sexualității. Părinții n-au avut curajul să înceapă să vorbească, dar copiii de clasa întâia, clasa a doua, vin și știu tot. Nu neapărat de la profesori, ci de pe internet, din lumea virtuală, de la colegi. Tinerii sunt victime ale acestui sistem, victime în domeniul etic al comportamentului. Povesteam despre un tânăr din Statele Unite român, așa cum sunteți mulți dintre tineri astăzi aici, nici el nu prea vorbea bine românește, a trăit mai mulți ani în America, așa cum voi, unii, trăiți aici, vorbiți germana, nu vorbiți româna perfect, dar tânărul acesta a venit la mine și mi-a spus, eu, zice, am fost victima tehnologiei. Era un băiat foarte inteligent, la 20 și ceva de ani, și mi-a spus, când apărea un produs nou, un gadget, o unealtă din asta, un telefon nou, computer nou, eu, zice, eram primul care îl cumpăram. Nu conta cât costa. Eu, zice, eram printre cei care stăteau la coadă de la 4 dimineața să cumpere primul telefon mobil sau primul computer. Eram obsedat, zice. Dar eram biserică, cu ceilalți tineri. Îi plăcea foarte mult. Era înconjurat, peste tot, de aparatură, de aceste gadgeturi. Și până într-o duminică, spunea el când, la predica unui vorbitor, unui predicator din Evanghelie, a pus o întrebare. Așa, întrebarea era, ești tu gata să-i dai lui Dumnezeu timpul pe care îl dai internetului? Și eu, zice, m-am gândit, îmi spunea el mie, m-am gândit că eu nu sunt pregătit de așa. Și am făcut, zice, un calcul. Cam câte ore, zice, dau eu pe internet? Cât stau pe internet? Cam 10 ore am socut eu, pe zi. Atâta stătea. Și m-am gândit cât stau în rugăciune, o adunat el acolo tot și a zis, cam 10 minute. 10 ore stătea pe internet, 10 minute îi dădea lui Dumnezeu. Când am înțeles asta, am hotărât să îmi vând toate aparaturile. Tot. Asta era duminica. Luni se duce și vinde computerul, desktop, laptop, telefonul mobil, tot ce avea. Și a rămas fără nimic. Așa dintr-o dată. Ce decizie îndrăzneață! Dar de ce v-am spus asta? Pentru altceva. Îmi spunea acest tânăr că după ce și-a vândut toată aparatura,
atunci a observat cât de dependent a fost. Pentru că săptămâni la rândul îi tremurau mâinile. Tot timpul îi venea să apuce aparatul. Îmi spunea că și când se culca, trebuia să doarmă cu mâna pe un aparat și să-l mânghe înainte de culcare. Așa. Să se joace cu el. Așa, avea ticuri. Depindea de aparat, de tehnică. Și săptămâni a tremurat. Dacă vrea să apuce un obiect cu o mână, trebuia, zice, să se țină cu cealaltă ca să... Așa de tare îi tremura. Atunci a înțeles cât de dependent era. Mi-a spus povestea lui și în final mi-a zis, știți ce fac acum? Fac o școală de misiune. M-am înscris cu tata, merge misionar. Abia aștept. Nu știu prin ce țară doreau să plece. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. A fost eliberat. Al doilea domeniu în care are impact această tehnologie este domeniul educațional. Ce v-aș putea spune aici, pentru că eu lucrez în domeniul școlii. Atâtea cazuri de plagiat, de furt intelectual am avut. Și în școli creștine. Mi-e rușine să spun asta. O profesoară din România, Mariana Rachieru, profesoară de matematică la o școală din București, spunea că cel mai greu este să-i convingă pe elevii din clasele 5-8 să renunțe la telefonul mobil în timpul orelor. Și citez, dacă ar putea, spune această profesoară, ar ieși cu telefoanele și la tablă. Când le dau extemporal, butonează calculatorul pe sub bancă, în loc să-și pună capetele la contribuție. Le-am atras atenția și părinților, și nu o singură dată, să nu-i mai lase pe copii cu tot felul de gadget-uri la școală, însă demersul meu s-a dovedit inutil. Sărmana, profesor. Dar reflectă foarte bine situația de astăzi. Educația va suferi foarte mult. Copiii viitorului vor fi digitali, vor fi foarte buni la tehnică, dar atât. Și educația nu se face doar în fața computerului. Pentru că avem nevoie unii de alții, de creierile celorlalți, de prezența celuilalt, de sfatul celuilalt. Problema este că acești copii nu sunt obișnuiți să facă eforturi intelectuale, nu mai memorează. Totul e sintetizat pe internet, apeși pe un click și ai informația. Dar cu acestea vine demotivarea elevului. Nu mai este curios, pentru că totul primește. Nu mai vrea să se implice în viața socială. Știți că se pune problema să dispară școlile? Să nu mai fie școli. Toată lumea acasă în fața computerului. La nivel de universitate există deja programe de masterat în care profesorul nu-l vede niciodată pe student și nici invers. Totul este computerizat. Cu parolă și-a luat diploma. Nu l-ai văzut niciodată. Este un salt mult prea mare. Și unul din psihologii care se ocupă de domeniul acesta, de fapt e o doamnă, Karen Rossner, spunea că saltul peste etapele firești ale cunoașterii, definite de lectură și învățare, va conduce la diminuarea motivației individului. Mediocritatea va absorbi tot mai mulți elevi și va genera tot mai mulți adulți blazați. Al treilea domeniu este domeniul cunoașterii sau domeniul adevărului. Cu toate că avem acces la informație,
În special, imaginile mișcătoare distrag atenția de la adevăr. Pentru că imaginile se succed așa de repede, că nu ai timp să procesezi, să gândești ce vezi. De aceea, televiziunea care cândva era, să zicem, o sursă de informare, a devenit o sursă de distracție, de publicitate. E un metamediu, cum se spune. Și te controlează prin imagine. Citeam despre un englez care a mărturisit că era dependent de un joc pe computer. Un joc care i-a antrenat gândirea, dar a ajuns ca să se scoale instinctiv, fără să vrea, noaptea pe la două, să termine un joc pe computer. Subconștientul, zice, lucra. El nu făcea niciun efort, doar se trezea brusc și mergea exact, știa unde o termina jocul și îl termina. Unde a lăsat jocul, îl termina. Asta dependență. Vorba cuiva, un comic, spunea, este o lume minunată cea în care trăim. Chiar dacă se autodistruge, cel puțin vei vedea totul la televizor. Dar domeniul care mă îngrijorează cel mai mult este domeniul spiritual. Pentru că în zona aceasta, instrumentarul de a controla e mai redus ca în celelalte. Ați observat că imaginea e tot mai prezentă chiar și în închinarea bisericii? Imaginea înlocuiește tot mai mult realitatea. Dar eu am învățat din Scriptură, când citesc în Vechiul Testament, că idolatria, idolii, veneau prin văz, imaginea. Și tocmai de aceea Dumnezeu a poruncit să nu ne facem chip cioplit, să nu-L reprezentăm pe El în nicio imagine. Pentru că deformăm realitatea. Nu știu de ce nu înțelegem. Și tot mai mult ne plac imaginile. Și vreau să vă spun dezarmat ceva, nu cred că putem opri acestea. Sunt tot mai mulți chiar predicatori care folosesc imaginile, sunt tot mai mulți, multe biserici care intercalează imagini mișcătoare în timpul închinării. Și iarăși sondajele arată că poporul îi place asta. Dacă sunt predicatori care, uite, acum, de exemplu, în loc să dea o ilustrație, pornește videoproiectorul și dă 5 minute dintr-un documentar frumos făcut de BBC cu culori frumoase, credeți că nu v-ar plăcea? Cred că v-ar plăcea, mai ales că vreți și pauză acum. Vă dau imediat. Sau poate punem un film. Da. Ei, sunt deja artificii de acest gen. Eu sunt îngrijorat, știți de ce? Pentru că cuvântul va fi marginalizat de imagine. E clar că noi preferăm imaginea în locul cuvântului. E mai practic, e mai ușor de reținut, are foarte multe avantaje. Ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu? Și asta este o problemă foarte serioasă. Am să încercăm să găsim soluții când, după pauză. Problemele în zona spirituală sunt tot mai multe, nu vreau să le enumăr pe acestea. Vom face o pauză acum. Cei care doriți să luați o scurtă pauză, fanfara este pregătită să ne cânte, da? Și apoi vom trece la partea a doua, care este mult mai practică și mai scurtă, legată de soluții pentru a rezolva această problemă a tehnologismului.
Sper că ați sesizat că am fost în lumea reală. Mulțumim, fanfare, reale, de la Biserica Reală. Elim. Am primit și câteva întrebări. Cei care doriți să puneți întrebări prin bilețele, le puteți trimite în față, la cei din primul rând și le vom încerca să răspundem la ele. Nu vom putea la toate, la final, dar încercăm. Mulțumesc celor care ați rămas. Așadar, partea a doua. Ce soluții avem pentru a contracara acest pericol al dependenței de tehnologie? Rețineți, nu suntem împotriva tehnologiei, o folosim cu măsură, cercetăm toate lucrurile, dar păstrăm ce este bun. Idolatria este când depinzi de ceva sau de cineva și nu de Dumnezeu. Idolul este cel care îl înlocuiește pe Dumnezeu și asta poate să fie un obiect, poate să fie o ideologie, poate să fie chiar o persoană. Dumnezeu nu suportă idolatria. Tehnologia poate deveni un idol atunci când depinzi de ea, când viața ta stă prea mult în zona virtuală, când îți afectează relația cu Dumnezeu, idolii stârnesc gelozia lui Dumnezeu, știm lucrul acesta, Psalmul 135, Ieremia capitolul 2. Este un lucru sigur că tehnologia nu mai poate fi neutră. Pentru mulți, tehnologia este un idol și primește adorare. Dumnezeu nu te va binecuvânta dacă tu sacrifici relația cu El pentru tehnologie. Acum, ce soluții avem? Cum putem să scăpăm de acest idol? Cum putem să îl onorăm pe Dumnezeu? Rețineți că nu există, știu eu, soluții magice deodată așa să le iei. E un proces, e o luptă pe care trebuie să o duci. Vă dau câteva idei, câteva principii culese și din practică și din teoria sau teologia creștină. În primul rând, ce ar trebui să facem? Cred că primul lucru ar trebui să punem tehnologia la locul potrivit în creație. Adică să privești tehnologia ca parte a creației lui Dumnezeu, al lumii lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să descoperim anumite legi științifice pentru a ne bucura de ele. Dar Dumnezeu ne-a creat ca ispravnici, ca administratori. Și noi avem datoria să administrăm corect ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă aceste descoperiri nu sunt administrate corect spre slava lui Dumnezeu și liniștea, pacea noastră, ele se întorc împotriva noastră, aceste tehnologii. De exemplu, dacă tehnologia îți afectează trupul, trebuie să iei imediat măsuri să te oprești, pentru că structura ființei noastre nu a fost creată de Dumnezeu fără limite, adică există limite în trupul nostru, în mintea noastră. Dacă tehnologia îți distruge echilibrul trupesc, mintea, echilibrul sufletesc, trebuie să te oprești. Probabil că ați citit mai multe cazuri, știm de pe internet, când tineri care au abuzat de tehnologie au murit, efectiv, au decedat. Un băiat chinez de vreo 20 de ani se juca cu prietenii lui într-o sală de jocuri,
Două zile, două nopți, doar s-a jucat, n-a mâncat, nu s-a odihnit. După aceste zile și nopți, a murit cu capul pe tastatură. Și prietenii lui nu și-au dat seama că a murit. Doar după câteva ore au crezut că se odihnește. De fapt, era mort. Puteau să-l salveze dacă la timp interveneau. Trupul nostru are limite. Nu poți să permiți tehnologiei să îți dezechilibreze ființa. Pentru că n-ai fost creat pentru tehnologie nelimitată. Vă amintiți cu clonarea? Când a fost, acum câțiva ani, o oaie a fost clonată, da? Dublată, cu ajutorul tehnicii. Și ce mare izbândă a fost, totuși, guvernele celor mai puternice țări din lume au intervenit să oprească clonarea pe om. Și bine au făcut. Nu știi ce poate ieși din laborator, să creezi viață, să dai viață la un om, ce va ieși de acolo. Trebuie să punem limite acestor tehnologii. Când vezi că tehnologia te face să nu mai fii atent, să nu mai poți să te concentrezi, când te obosește în trup, când îți fură pacea lăuntrică, trebuie să intervii. Sacrifică niște tehnologii, fă-ți un program clar. În al doilea rând, să nu sacrifici relațiile pentru tehnologie. Aveți grijă la relații și așa relațiile dintre noi sunt atacate din alte părți. Dacă tu stai foarte mult în lumea virtuală, nu vei mai putea să dezvolți relații în lumea reală. Sunt aici tineri care stau mult prea mult, zic, pe internet. Nu comunică cu părinții, când sunt deranjați de părinți, se enervează, îi acuză că le calcă viața privată. De fapt, asta înseamnă să sacrifici cele mai apropiate relații. Nu sacrifica relațiile pentru nimic din lumea virtuală. Ai grijă la relațiile cele mai importante, relația cu Dumnezeu, relația cu părinții tăi, relația cu prietenii tăi, relația cu frații de credință. Și aici insist de asemenea pentru cei care cred că pot înlocui relațiile cu credincioși și de relația de părtășie din biserică stând pe internet, ca și cum, și acolo e bine, și acolo pot urmări serviciul. E adevărat că aceste transmisiuni live, acest ajutor dat de internet, e benefic pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei bătrâni care nu pot să se deplaseze sau știu eu, n-au alte modalități, chiar pentru evangelizare, cum vom vedea, dar dacă tu ești sănătos, dacă tu ești partea unei biserici, nu sacrifica relațiile reale de părtășie aici, în casa lui Dumnezeu, pentru relațiile virtuale. Ele nu vor putea suplini nevoile tale spirituale. De aceea noi nu încurajăm aceasta. În biserică trebuie să dai mâna cu celălalt, să te îmbrățișezi curat, să iei cina Domnului, botez. Asta nu se pot face pe internet. Asta e biserica reală. Slujire împreună, părtășie împreună, ucenicie împreună. De aceea nu sacrifica relațiile cele mai apropiate din lumea reală, cu părinții, cu prietenii, cu frații de credință, pentru lumea virtuală. Am o sugestie de asemenea pentru frații care
propovădesc cuvântul lui Dumnezeu. Predicați mai des despre atributele lui Dumnezeu. Generația aceasta digitală, de generația care vine, trăiește așa de mult în virtual că nu mai are sentimentul că Dumnezeu e prezent și acolo. Dacă i-ați întrebat pe tineri, crezi că Dumnezeu te vede tot ce faci tu acolo, tot ce vezi? Mulți îți vor spune, da, ce se caute Dumnezeu acolo? Dumnezeu e cumva în altă lume. Răspunsul este acesta, Dumnezeu e tot prezent. Și e prezent și în această lume. El știe tot ce se face în lumea Lui. Nu te poți ascunde de Dumnezeu, nici în lumea reală, nici în cea virtuală. De aceea, încurajez pe predicatori să aibă mesaje care să vorbească despre omniprezența lui Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este spirit personal, infinit și perfect. Acestea sunt atributele lui Dumnezeu. Această generație trebuie să știe că Dumnezeu există, este real, nu e virtual, nu e în imaginația noastră. Și Biblia ne ajută foarte mult la aceasta. Mai ales sunt câteva pasaje minunate și în Vechiul Testament, Psalmul 139, în Noul Testament, cuvintele Domnului Hristos. Vă încurajez așadar să predicați mai des despre cine este Dumnezeu. Încă un gând aici. Mențineți în închinare și în comunicare prioritatea cuvântului față de imagine. Cuvântul e înaintea imaginii. Cuvântul lui Dumnezeu, revelația dată de Dumnezeu, n-a venit prin imagini, ci a venit în cuvântul scris. A venit în Hristos cuvântul întrupat, e adevărat. Dar ni s-a lăsat această carte. Dacă Dumnezeu dorea să ne vorbească prin imagini, nu era greu de la început să ne dea la toți computere, din grădina Eden, și să ne proiecteze tot felul de lucruri. Dar imaginea, după cum suntem noi structurați, imaginea, mai ales cea mișcătoare, deformează realitatea despre lumea spirituală și mai ales despre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a hotărât să ne dea cuvântul scris și trebuie să ținem la el. Nu spun prin aceasta că nu trebuie să folosim deloc imagini. Nu suntem chiar limitați, dar ponderea contează. Cât dai cuvântului și cât dai imaginii. Dacă mergem în ritmul actual, cum am spus, și imităm pe cei din vestul îndepărtat, să zicem, care deja își permit foarte multe, vom avea închinare în care imaginea va împinge cuvântul afară. Și asta va fi catastrofal pentru bisericile noastre. În continuare, bisericile evanghelice cred în autoritatea cuvântului în predicare. Și vrem să demonstrăm și să arătăm în continuare că noi suntem poporul cărții, poporul Scripturii. Și acum câteva lucruri foarte directe pentru cei care aveți probleme cu dependența de tehnică. Primul gând, practic. Elimină sursa de păcat. Uită-te în viața ta ce anume întrerupe relația ta cu Dumnezeu, ce anume te face indisciplinat, obosit, blazat, cum spuneam, adică fără nicio putere de a trăi. Și asta e valabil și pentru cei tineri și pentru cei mai în vârstă. Uită-te ce anume a determinat îndepărtarea ta de Dumnezeu din zona tehnologiei. Este televizorul? Este internetul? Ce este? Este
obsesia asta de conversații, de chaturi în grupuri, ești obsedat de comments, de comentarii la toate blogurile. Ce înseamnă aceasta? Pașii sunt normali. Dacă vreți să scăpați de sursa păcatului, întâi de toate trebuie să recunoști dependența ta. Toți absolut specialiști în domeniu spun acest lucru. Până nu recunoști că depinzi de tehnologie, nu vei scăpa de această patimă. De aceea oprește-te și vezi dacă ești dependent. Am citit de la un psiholog care sunt simptomele dependenței de internet. Și vreau să vă citesc repede cele câteva criterii. Vrei să știi dacă ești dependent? Uitați ce spune un specialist. 1. Te simți preocupat de internet și serviciile oferite și te gândești la el cât timp nu ești pe internet? 2. Simți nevoia să petrești tot mai mult timp online, adică pe internet, pentru a obține satisfacție? 3. Te simți incapabil să-ți controlezi navigarea pe internet? 4. Te simți neliniștit și iritat atunci când trebuie să-ți întrerupi conectarea la internet? 5. Te conectezi la internet pentru a scăpa de problemele tale sau pentru a uita de sentimente precum vina, depresia, anxietatea? 6. Îți minți membrii familiei sau prietenii pentru a-i împăca când este vorba de cât de des și cât de mult stai conectat la internet? 8. Revii la navigarea pe internet chiar și după ce ai pierdut mulți bani, energie, timp datorită conectării la internet? Când nu ești pe internet, 9. Când nu ești pe internet, treci prin stări psihice precum cele de depresii tot mai mari, lipsă de energie sau iritabilitate ridicată? 10. Stai conectat la internet mai mult decât ți-ai propus? Uite, verifică-te. Dacă răspunzi la acestea, da, așa e, măcar la una, două, ai probleme. Trebuie să recunoști asta. Nu există soluție magică. E o problemă între tine și Dumnezeu. Problema, recunoaște că depinzi, e primul pas. 2. Mărturisește-ți dependența. Mărturisește că depinzi de aceste lucruri. Acum, ce poți să faci? Sunt trei feluri de a mărturisi. Prima și cea mai simplă, directă, este să mărturisești cu gura ta, direct lui Dumnezeu. Și aici vă încurajez, atunci când mărturisiți, nu folosiți cuvinte vagi, cum faceți la rugăciunile comune. Doamne, Tu toate le știi, așa că să nu te audă nimeni. Când ești cu Dumnezeu, spune exact problema. Doamne, sunt dependent de pornografie. Sunt dependent de jocuri. Sunt dependent de muzică murdară. Până nu mărturisești cu gura ta, nu vei scăpa. Nu se va întâmpla nimic. E o variantă. Dacă nu merge, a doua variantă aici este să îți mărturisești lipsa de putere unui mentor, unui om matur în credință, care să te ajute să ieși din starea aceea. Știu tineri, primesc aproape săptămânal mesaje de la tineri români, mesaje directe, nu-mi dau numele aproape niciunul, nu mă supăr, e normal, dar îmi spun, uite, asta e problema mea, ajutați-mă. Cele mai multe situații sunt pe probleme sexuale, pe probleme legate de masturbare, pe probleme legate chiar de homosexualitate, înclinații rele. Știu că acestea sunt cuvinte grele, dar sunt realități, sunt printre noi. Sunt probleme de relații între băieți și fete, între căsătoriți și necăsătoriți. Și nu pot scăpa. Unde au început toate?
pe internet. Chaturi, conversații. Trebuie să-ți mărturisești problema. Nu vei scăpa. Dacă vezi că Dumnezeu nu îți răspunde și ai nevoie de ajutor, pentru că e o problemă grea, dacă e serioasă, ai nevoie de ajutor. Caută un mentor. Îndrăznește. Ai păstori, presbiteri, ai femei mature, credincioase în biserică, care pot să te ajute dacă ești fată. Mai există o treia variantă. Să-ți mărturisești dorința de a scăpa de dependență la un grup de părtășie. Dacă ești partea unui grup de părtășie și problema ta este prea gravă și a afectat pe mulți și vezi că nu poți, grupul de părtășie poate să înalțe rugăciuni către Dumnezeu să fie eliberat. Dar este un fel de ultimă soluție. Încearcă întâi cu Domnul să-ți rezolvi problema. Încearcă apoi să te ajute cineva. Au fost cazuri, să știți, în care tineri au mărturisit și bisericii și grupului nevoia de ajutor. Nu mai aveau soluții. Și biserica nu i-a taxat imediat. Sub disciplină, ăsta nu mai avem nimic de făcut. Nu, tocmai de aia suntem aici. Ca să ne ajutăm unii pe alții. Eu cred în puterea bisericii, în rugăciune. Când ne strângem mai mult și ne rugăm pentru cei pătimași, puterea aceasta lui Dumnezeu poate veni peste el, duhurile rele să plece, patimile să dispară, să fie liberare. Așa se făcea înainte, dacă tot vrem să fim ca în biserica primară. Pentru asta trebuie curaj, îndrăzneală, trebuie să te hotărăști. 1. Să-ți recunoști dependența. 2. Să o mărturisești. Și apoi, în al treilea rând, să elimini sursele de dependență. Vezi, care sunt problemele? De exemplu, dacă sunt probleme de internet, sunt filtre creștine, softuri, programe creștine pe care le poți pune în computerul tău să te păzească de tot ce este murdar. Apoi, să-ți limitezi accesul la internet, să-ți impui mai mult de o oră, mai mult de două ore, știu eu, nu intri pe net. Apoi, fă post de internet, post de televizor. Uite, fixează-ți o zi pe săptămână în care nu deschizi internetul, nu deschizi televizorul, doar te rogi. Aș vrea măcar un amin să ajut. Auziți, bun, frații sunt de acord. Sau poate sunt prea îndrăzneț să cer asta. E prea mult. Era să zic și telefoane mobile, dar mai bine, bine că n-am zis. Să-ți închizi telefonul mobil o zi, ce zici? Să te rogi, să postești, să ai părtășie cu ai tăi. Știți că am vorbit în mai multe locuri, ideea aceasta am lansat-o, uneori așa, să râd, e hilar. Dar am primit odată un telefon de la un pastor și mi-a spus, ce ai făcut cu tinerii mei? M-am speriat puțin, dar zic, ce am zis? Că mai zic și eu. Ce ai făcut cu ei? Zice, toți și-au șters contul de pe Facebook. Glorie Domnului! Uitați, sunt aici, avem un bilețel de un tânăr care spune așa, sunt un tânăr care de când am renunțat și am dezactivat Facebook-ul, am mai mult timp pentru Domnul și relația mea cu El este alta. Domnul să-L binecuvinteze. Dacă este un program, dacă este ceva ce-ți fură timpul de relație, fă ceva. Elimină sursa aceea. Mai am încă un gând practic. Aplică disciplinele spirituale în sfera virtuală.
aplică discipline spirituale. Știți ce înseamnă asta? Citește și memorează Biblia mai mult, mai des. Roagă-te mai mult. Nici nu vreau să vă întreb să ridicați mâna care vă rugați când intrați pe internet. Că nici eu nu o ridic. Noi nici nu ne gândim că, de fapt, știți că intrăm într-o altă lume? Foarte periculos. Dar nu ne rugăm. Ca și cum, noi suntem siguri, noi nu vom fi ispitiți acolo. Cele mai multe ispite astăzi nu vin poate din lumea reală, ci din cea virtuală. Și atunci de ce nu ne rugăm? Numai ne rugăm, Doamne ajută-mă să ies de aici. Și asta e bine. Poate că ar trebui să ne rugăm mai mult. Mult mai mult. Când navigăm într-o lume necunoscută. Apoi vă mai recomand ceva. Ascultați muzică pe internet. Bună, curată, spirituală. Vă miră lucrul acesta, dar să știți că muzica curată, dacă tot intri pe internet, muzica curată te păzește. Are o forță. Uneori o subestimăm, dar și sociologii spun aceasta. Când ești așa nehotărât, când ești între două decizii, o muzică curată, bună, te ajută să decizi corect, să te liniștești. Da, este posibil. Apoi, fii mai darnic, implică-te mai mult în slujire socială. S-ar putea ca problema ta să fie aici, în egoism. Îți place pe internet, îți place să fii mulțumit, să faci de toate pentru tine. Ai uitat de ceilalți. Dacă dezvolți dărnicia și slujirea, îți vei recâștiga spiritul altruist, darnic. Te vei gândi mai mult la alții și vei scăpa de toate ispitele acestea. Și mai am un ultim gând practic, și anume, să răscumpărăm lumea virtuală. Adică lumea aceasta virtuală nu e în totalitate rea, cum am spus. Ce-ar fi să o folosim pentru lucruri bune? Ce-ar fi să folosim lumea virtuală, de exemplu, pentru evangelizare? Uitați, sunteți tineri aici mulți care poate vă pricepeți la lumea aceasta, să faceți echipe de evangeliști virtuali, să concepeți programe, să știu, site-uri care să ducă Evanghelia la alții. La cei care se pierd în lumea virtuală, că sunt foarte mulți tineri care se pierd în virtual, cine ajunge la ei? Unii dintre voi știți cum să ajungeți acolo. Să le duceți cuvântul vieții, cuvântul eliberator. Uitați, spuneam de consiliere spirituală. Cu ajutorul tehnologiei, primesc e-mail-uri, altădată trebuia să vină cineva să mă caute, să stăm față în față. E de preferat să stai față în față cu cineva și să-l ajuți. Așa este, ochi în ochi, e altceva. Dar sunt mulți care nu vor veni să stea față în față cu tine. Deschide-ți-le posibilitatea pentru consiliere în lumea virtuală. Și unii dintre voi care aveți darul acesta, puteți să vă oferiți să ajutați. Puteți scăpa suflete de la pierzare folosind această lume. O putem răscumpăra prin puterea lui Dumnezeu, cu grijă, cu smerenie, putem să facem și această lucrare. Și dacă toate nu funcționează, frați, surori, dragi tineri, apelați la puterea Duhului Sfânt, care poate să schimbe orice formă de dependență și te poate elibera. Este dorința Duhului să fii curat și să-L onorezi pe Dumnezeu. De aceea,
apelează mereu la puterea Duhului Sfânt și El te va ajuta. Aceasta e promisiunea, a Lui să fie slava pentru toate. Amin. Sunt câteva întrebări, nu pot răspund la toate, doar pe scurt. Am mai apărut ceva și doar specific la tema aceasta. Din ce cărți v-ați documentat la acest subiect? Din păcate nu prea există cărți în lumea evanghelică care să abordeze subiectul, dar vă recomand două nume sau o carte în primul rând. Cei care puteți ajunge la cartea Cuvântul pe cale de dispariție, așa se numește cartea, nu mai știu exact autorul, Cuvântul pe cale de dispariție a apărut în, cred că la Oradea, la una din edituri, acum mai mulți ani. De asemenea, și din lumea ortodoxă există un autor pe nume Virgiliu Gheorghe, care a scris câteva cărți legate de efectele televiziunii asupra minții copilului, despre pornografie. Să știți că abordarea acestui cercetător, el nu este preot, din câte știu, dar este un cercetător, e o abordare foarte bună și pe linie creștinească. Alte scrieri nu prea sunt, doar pe internet câteva articole care... Și mesaje, evident, dacă reușiți să dați de ele. Dacă este bine ca și creștini să avem televizor. Da, e bine. Da. Pentru informare, poți să ai un cuțit. E bine să ai cuțit. E bine, nu la bucătărie. Să tai, cu cuțitul ăla poți să omori. Însă un om. Poți să ai un televizor să te informeze, depinde de tine cum îl controlezi sau el dacă el te controlează. Pentru informare, pentru casă, nu văd nicio problemă. Cum am spus, noi nu suntem împotriva tehnologiei, ci împotriva dependenței de tehnologie. Dacă tu însă consideri că televizorul poate să te influențeze negativ pe tine, copiii tăi, elimină televizorul din casa ta. Sunt mulți creștini care nu mai au televizor sau care chiar dacă l-au nu îl deschid aproape niciodată, dar când sunt evenimente importante, de exemplu, la televizor poți vedea emisiuni creștine foarte bune. Să știți că în România mai ales mulți oameni creștini în vârstă, bolnavi, stau acasă, au televizor pentru ca să se uite la posturile de televiziune creștine, care îi hrănesc, îi ajută. Mama mea este unul dintre acestea, are 80 de ani, e bolnavă de cancer, mereu ascultă, se hrănește, sufletește, cât poate, sigur. Deci poți să transformi televizorul și în ceva bun, cum spuneam. Dacă, care este muzica curată? Rock creștin? Gândesc că întrebarea este dacă rockul creștin e muzică curată. Este legată și de instrumentație sau doar de text? E un subiect complex, nu intră în domeniul meu, dar pe scurt, nu cred că poți numi rock creștin ceva, dacă e creștin, n-are cum să, autentic, inspirat de Duhul Dumnezeu, nu cred că poate fi asociat cu muzica lumească. Însă, de curând am auzit mărturia unui pastor care a avut un băiat răzvrătit, care nu mai credea, el căuta altceva, asculta muzică rock străină și se îndepărta de Dumnezeu, de biserică. Și a participat la un concert creștin. Nu știu cât de rock era, era o formație creștină. Și acolo s-a convertit. A venit acasă alt om. Tata zice, am înțeles. Ce mesaj, nu știu ce piesă a fost. Tatăl fericit, ce n-a făcut predicile lui ani de zile, a făcut o muzică într-o seară. Poți să spui că n-a funcționat?
nu încurajăm rockul creștin, nu știu cum, de unde să-l plasăm. Noi credem în muzică inspirată de Duhul lui Dumnezeu, credem în cântări duhovnicești. Și biserica este cea care selectează adevăratele cântări, că sunt instrumentale sau cu vocea. Biserica care cântă acele cântări înseamnă că le-a recunoscut ca fiind inspirate de Duhul Dumnezeu. Nu casele de discuri hotărăsc, biserica hotărăște. Cu instrumentele, dacă e mai bine cu text sau fără text, sigur, instrumentiștii cântă, noi de obicei asociem cu textul, recunoaștem cântările. Ar fi bine să combine și cu textul și instrumentiștii, dar vreau să le spun ceva din studiile mele de istoria bisericii. Am găsit cu plăcere texte din secolul II, în jurul anului 130 după Hristos, că biserica atunci avea instrumente. Nu cum spun unii că toți cântau a capela, numai cu voce. Nu, nu. Biserica în secolul II avea instrumente. Avea instrumente de coarde, cele mai multe, e adevărat, dar erau instrumente care acompaneau biserica, desigur. E de preferat, sigur, aceste cântări ale instrumentiștilor să fie însoțite de cântarea bisericii sau să, atunci când cântă biserica, să cântați și voi. Combinații pot să fie, dar noi ne bucurăm de orice muzică ziditoare, bună. Iarăși, e o problemă de alegere, o problemă de maturitate chiar. N-aveți voie să vă opriți, să faceți selecție din aceasta subiectivă, că ție-ți place sau nu-ți place nu știu ce instrument. Dacă zidește, instrumentul e bine primit în casa Domnului. Este o întrebare legată de dinozauri. Dar eu zic să îi mai lăsăm acolo unde sunt. Nu prea are temă. Aș putea răspunde ceva, nu sunt specialist, dar timpul e deja expirat. Eu, cineva care întreabă ceva serios legat de colegii necreștini, cum poate să ajute să creadă că există Dumnezeu, mai ales din cauza influenței științei. E o întrebare serioasă aceasta. Eu v-aș încuraja, fratele păstor este aici, să invitați specialiști din zona evanghelică care se pricep la știință, la creaționism, ca să explice odată, să dea răspuns la ce credem, care e poziția noastră legată de creație. Noi rețineți, ca și creștini evanghelici, nu înlăturăm știința, noi ne folosim de știință. Nu suntem înguști, credem că teologia și știința pot să conlucreze, dar teologia este cea care judecă știința și nu invers. Biblia este cea care se uită înspre știință. Nu pentru că e o carte științifică, dar anumite principii biblice nu vor putea fi modificate de, știu, concluziile oamenilor de știință. Dar ne putem sluji de descoperirile științei în foarte multe aspecte. Dădeam astăzi exemplu tehnologiei, dar nu numai atât. În arheologia biblică, de exemplu, dacă vrei să cunoști mai multe despre vremurile Scripturii, Biblia, Vechiului și Noului Testament, arheologia este o disciplină excepțională și ne-a ajutat mult. Multe s-au dovedit ca fiind adevărate, așa cum spune Biblia, cu ajutorul arheologiei. Eu cred că, nu știu dacă mai sunt alte bilete. Eu zic să ne oprim aici. Ați fost extraordinar de concentrați, focalizați, eu vă mulțumesc. Luați și a fost bun din tot ce v-a spus, exact cum a fost principiul din Tesaloniceni, cercetați toate, păstrați ce este bun. Dar în final aș vrea totuși să vă încurajez
să luați o decizie seara asta și îi propun fraților să stăm un minut doar într-o meditație și apoi ne vom ridica, ne vom ruga și vom încheia, dar stai câteva secunde și ia o decizie. Dacă ai auzit această perspectivă, ceva trebuie să îți fi mișcat inima. Să zici, asta trebuie să schimb. Poate la timpul tău petrecut în lumea virtuală, poate legat de aparatură, poate legat de post, rugăciune, știu eu, poate legat de relații. Ceva trebuie să schimbi, să hotărăști seara aceasta. Duhul lui Dumnezeu te va asculta, mărturisește cu gura nevoia ta și Domnul va fi de partea ta. Domnul să ne asculte. Amin. Rămânem câteva clipe și apoi frații vor încheia.